ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alicia Marin și, cum bine știți, Ploiești este capitala tineretului în anul 2024. Așadar, l-am alături de mine astăzi pe Tudor Ogner, care este director executiv al capitalei tineretului din România. Bună, Tudor! Servus, ca la Cluj! Bine ai venit în cadrul emisiunii! Mă bucur să te revăd, că am mai fost odată. Aș vrea să începem acest podcast printr-o scurtă prezentare a ta. O scurtă prezentare a mea. Ok, sunt Tudor, sunt din Cluj, locuiesc în Cluj de fapt, sunt deloc din Sibiu. Mă implic în proiecte și programe pentru tineri de vreo 20 de ani. Am deci 35 ai o experiență bogată. Cred că mai mult de 20 de ani. Mi-au aminte că am început când eram în școala generală să mă implic în tot felul de activități, deci înainte de 15 ani. Cred că am parcurs toate etapele în zona asta de tineret, de la consiliul elevilor, organizații studențești, organizații de și pentru tineret, programe și proiecte pentru tineri. Asta a fost cam ce am făcut în ultimii peste 20 de ani în general. Proiecte pentru tineri, apoi din proiecte pentru tineri, evident, m-am uitat și la proiecte inovatoare și programe inovatoare, pentru că, cu siguranță, tinerii sunt cei care inovează cel mai mult. Un astfel de program, până la urmă, este și Capitala Tineretului din România. Este un program inovator, un program, acum nu mai e nou, dar nou totuși pentru România și Europa. Sunt și antreprenor, am o companie care dezvoltă activități pentru companii. Când zic la activități pentru companii, mă refer la evenimente, team building-uri, consultanță. Descrierea pe scurt e că facem management de proiecte, evenimente și echipe. Asta înseamnă că acordăm și echipe de oameni la diverse, nu știu, conferințe, festivaluri. Am colaborat cu cele mai mari festivaluri din România. Nu știu, multe, multe lucruri, dar cred că acestea sunt importante. Și ce cred că e important de reținut e că îmi place să lucrez cu tineri, îmi place să susțin tinerii și îmi place să fiu contrazis. Să nu fie toată lumea de acord cu ceea ce spun eu, dar cu argumente. Într-adevăr, un aspect foarte interesant. Ai o experiență bogată atât în lucrul cu tinerii, cât și în lucrul cu oameni în general, mai ales legat de ce ai spus tu cu consultanța, cu acele idei, proiecte pe care tu le desfășori, pentru binele comunitar, într-adevăr. Mi-am făcut research-ul și ceea ce mi-a ieșit cumva în evidență de pe paginile tale de socializare a fost un citat. Imaginați-vă că au trecut 5 ani de la această întâlnire și orașul este mai atractiv pentru tineri. Aș vrea să te întreb, cum vezi tu România în 5 ani, mai ales prin prisma proiectului de capitala tineretului din România? Facem un exercițiu de imaginație. Da. Îmi plac exercițiile de imaginație și, apropo de asta, cred că cu cât suntem mai tineri, inhibițiile sau barierele pe care le vedem când ne imaginăm sunt mai mici. Pe măsură ce devenim experimentați, ne uităm și la legislație și din punct de vedere economic ce se poate întâmpla și de multe ori ne inhibăm visele și nu avem capacitatea să visăm la fel de liber, ne punem bariere. Am că eu să-mi imaginez cum o să arate România peste 5 ani, o să spun cum mi-ar plăcea mie să arate România peste 5 ani și cred că o să fie o țară cu siguranță mai bună. Când spun mai bună, spun că o să aibă mai multe oportunități pentru tineri, pentru că am văzut în ultimii ani și chiar acum când vorbim, tot mai mult interes pe zona asta, tu din punct de vedere al decidenților, când și mai ales din punct un interes mai mare mediului de afaceri. Și asta cred că e foarte important. Că tinerii sunt viitorul și dacă îi ajutăm pe ei să crească, practic ajutăm întreaga comunitate și întreaga țară. Corect. Oricum, la nivel european, până la urmă, câștigător va fi acea comunitate, acea țară, acel oraș care va ști să-și țină tinerii acasă și care va reuși să atragă mai mulți tineri. De ce? Pentru că tinerii, în general, cum am spus, sunt inovatori, găsesc soluții noi la probleme, dar, pe de altă parte, sunt și consumatori
de resurse. Dacă ne uităm astăzi la România, PIB-ul per cap de locuitor este în continuă creștere și suntem și eu și tu, suntem acea generație care încă o să câștigăm sau o să câștigăm mai bine decât cea a părinților noștri, mă refer ca medie, în general, lucru care nu se întâmplă în Europa de vest, de exemplu. Asta înseamnă că în următorii 5 ani, în continuare, România o să se dezvolte și o să se dezvolte atât de mult cât putem să contribuim și noi. Și crezi că o să ajungem în 5 ani la standardele europene, să fim în linie, nu știu, eu cu cred Germania? Că România a depășit anumite țări sau standarde europene pe anumite lucruri. Eu cred că România face standarde europene. Eu nu cred că noi, cel puțin tinerii din România, sunt cu nimic mai prejos decât orice tânăr din Europa. Cred că suntem competitivi oriunde și eu nu cred că sunt standarde europene. Cred că noi setăm și am început să setăm standarde europene. Într-adevăr, avem tineri cu foarte mult potențial, tineri în dezvoltare, care, cel puțin eu așa zic, că generația care va veni și care se formează va ajunge să atingă nivelul de performanță și vom putea să aducem un mare plus valoare în toată zona aceasta de țară și la nivel de Europa. Ai făcut parte și în 2015, atunci când Clujul a fost capitala europeană a tineretului. Tu ai fost în echipa de management și aș vrea să te întreb, de unde a pornit acea inițiativă în 2015? Cum ați pornit zona aceasta de capitala tineretului? Cum v-ați gândit, uite, haideți să facem Clujul capitala tineretului? Mai ales pentru că a fost chiar primul oraș, a dat cumva startul acestei nișe. Titlul de capitală europeană a tineretului este acordat de Forumul European de Tineret în urma unei competiții. Practic și în capitala tineretului din România, noi de acolo ne-am inspirat și recunoaștem asta de fiecare dată. Modelul nostru de implementare a capitalei tineretului din România este cel al capitalei europene de tineret, titlul gestionat de Forumul European. Povestea a început undeva în 2012 de la colegii și partenerii noștri de acum de la Grupul Pont, o echipă coordonată de Andraș Farcaș a depus candidatura, a convins municipalitatea și a depus candidatura orașului. Și apoi organizații de tineri au început să se implice în creionarea programului de capitală europeană și apoi în implementare. În acele momente, de exemplu, eu eram unul dintre liderii organizațiilor studențești din Cluj și trebuie să fim sinceri, la acel moment Clujul, când vorbeam de tinere, cam pe asta se baza, pe organizații studențești, dar trebuie să știm că Cluj-Napoca e un oraș cu 10 universități, 6 publice și 4 private, cu undeva la 80.000 de studenți. Deci cumva studenții erau și sunt o forță în Cluj și practic pe background-ul organizațiilor studențești am construit programul de capitală europeană a tineretului, care am și câștigat, și apoi tot pe background-ul și pe structura organizațiilor studențești din Cluj am făcut echipa care a implementat programul și a fost pentru prima oară la nivel european când programul a fost implementat în co-management de către structuri de tineret cu primăria din respectiv oraș, model de bună practică la nivel european, acest co-management care noi mai departe l-am și impus, de fapt, ca model în capitala tineretului din România. Dar, din punct de vedere european, Clujul a fost primul oraș care a făcut asta și a fost considerat un model de bună practică și inclusiv primăria a considerat că acesta este modul în care e corect să te uiți la tineri. Într-adevăr, un model de bună practică, mai ales pentru că acel an a dat și startul festivalului Untold, care este în Cluj și este unul de succes chiar și în acest an, în 2024, și cu siguranță va continua și pe viitor. Voiam să te întreb, cum a luat naștere acest festival? Care a fost primul impuls, prima dată când v-ați gândit, uite, haideți să facem un festival pentru tineri, haideți să ne axăm și pe această zonă? Și, practic, cum s-a dezvoltat ea pe parcursul acestor ani? Structura care coordona sau era
împuternicită, se ocupe de coordonarea programului de capital european a tineretului Cluj-Napoca 2015. A fost o structură de tip umbrelă federativă cu mai mulți membri. Unul dintre acești membri, când mă refer la membri, mă refer la organizații, la ONG-uri, de și pentru tineret, unul dintre acești membri a venit cu propunerea să avem un astfel de festival în Cluj. Undeva, cred că prin 2012-2013, a fost această idee, ea fiind concretizată undeva în anul 2014, numele fiind anunțat oficial doar în 2015. Mi-aduc și acum aminte că au fost vândute primele bilete, primele 1000 de bilete și de abonamente după ce au fost anunțați headlinerii în noaptea de Revelion cu Best Keep It Secret in Europe, așa era denumit generic festivalul, și aveam, e că împreună cu toată lumea, cu administrația locală, cu cei care aveau deja partenerii, care aveau deja un knowledge pe organizarea de evenimente, am considerat oportun să avem un astfel de festival ca main event al programului de capitale europeană tineretului. Și de aici mai departe, având în vedere că a fost un succes de la prima ediție, s-a și format o echipă care în mod antreprenorial am continuat mai departe cu festivalul, a creat și alte festivale cum Neversea sau Massiv în România și începând de anul ăsta și Antol Dubai. Sunt niște persoane pe care le apreciez și le stimez foarte mult și cred că fac o treabă foarte bună pentru România. Într-adevăr, și este un proiect de continuitate, așadar, uite, suntem chiar în 2024 și festivalul continuă. Și exact cum ai spus și tu, a dat start la mai multe astfel de inițiative și avem mai multe festivaluri în România strict pe zona aceasta de tineret. Însă voiam să te întreb, în 2015, când a fost prima ediție, pentru organizarea unui astfel de eveniment, acest eveniment implică mai multe zone, inclusiv zona financiară, și știu că sunt costuri destul de mari pe partea aceasta. Cum ați reușit și ce a implicat astfel încât să putem să avem prima ediție a festivalului Untold? Da, aici colegii care gestionează și acum festivalul cu siguranță știu mai bine decât știu eu. Din ce mi-aduc eu aminte, pentru că cumva noi am lucrat acolo fiecare. Anul 2015 a fost un an foarte, foarte divers și foarte încărcat, cu foarte multe evenimente, și atunci parte dintre ele care erau noi, pentru ele am constituit echipe de management dedicate. Rolul nostru, al celor care ne-am ocupat de managementul programului, era doar să aducem împreună și să comunicăm unitar. Untold a avut o echipă dedicată încă de la început, încă din 2014 spre sfârșit, care s-a ocupat de acest lucru. Știu că și Municipalitatea Clujeană a contribuit cu o sumă, dar o sumă, nu știu, de maxim 10% din costurile totale. Au fost investiții ale fondatorilor, au fost investiții ai mediului privat și de asemenea din bilete. Dar ce pot să spun e că a fost și un moment potrivit. În România, la nivelul anului 2015, nu prea exista un astfel de eveniment. Mi-au aminte de la colegii care se ocupau de artiști că le-a fost foarte greu să convingă artiștii să vină în România. România la acel moment nu era o destinație interesantă pentru genul ăsta de artiști. Deci asta a fost un prim hop depășit. Și cred că toată lumea care ni s-a implicat acolo a început să învețe multe lucruri. Deci a fost un an experimentelor. Dacă ne uităm la cum arăta ediția din 2015, la cum arăta cea de anul trecut, cu siguranță vedem foarte multe diferențe. Chiar mă uitam cu prietenii, că am încă foarte mulți prieteni acolo, cum arăta main stage-ul, de exemplu, cum a evoluat, și au fost diferențe mari. Deci ce pot să spun despre colegii, că eu acum nu mai sunt implicat în grupul Untold, în festivaluri, că își fac treaba cu profesionalism și au reușit să aducă foarte mult knowledge pentru mine. S-au format acolo, toți sunt foarte tineri,
chiar managerul de producție, cel care produce festivalul, ca și cum ai construi un orășel. Este cel mai tânăr manager de producție din lume la festivaluri mari. Deci cumva și aici suntem, i-am spus, le spuneam înainte că nu simt că suntem cu nimeni mai prejos decât noi, poate chiar un model unde niște tineri din Cluj au reușit cu forțe proprii să învețe, să dezvolte și să fie cei mai buni. Pentru că Untold în 2015 a fost cel mai bun festival din Europa, de la prima ediție. Festival major, major festival, best major festival of Europe. Într-adevăr, s-a dezvoltat astfel încât în 2024, așa cum ai spus și tu, am ajuns la un succes incredibil. Vin tineri chiar din toată Europa, la noi în țară. Din toată lumea. Din toată lumea, foarte interesant, pentru acest festival. Și practic atragem și partea de turism, datorită acestei idei de festival, de Untold, de zonă muzicală, divertisment. Aș putea spune. Festivalul în sine sau festivalele din grupul Untold sunt un brand al României, recunoscute în misterul turismului, nu mai știu cum e acum exact denumirea, că se tot schimbă, dar este brand românesc care promovează România în lume. Într-adevăr, un aspect foarte interesant cu care România se mândrește și aș vrea să ne întoarcem puțin la ideea de capitală europeană de tineret, cum a fost Clujul în 2015. Este și singurul oraș din întreaga Europa care a câștigat acest titlu din România. Așadar, aș vrea să îmi enumeri 5 proiecte mari, proiecte de impact care s-au întâmplat în acel an și care au și continuat pe parcursul anilor, astfel încât să poată să aducă un plus valoare comunității. Despre cel mai cunoscut, cu siguranță, tocmai am discutat, Festivalul Untold. Ce cred că a fost iară un lucru foarte important și nu e neapărat un proiect, e faptul că am reușit să formăm o echipă de oameni, care astăzi unii activează în Untold, alții lucrează, de exemplu, în instituții europene, alții lucrează în alte evenimente din Cluj. Deci faptul, aș spune pe al doilea loc, faptul că am creat knowledge, că am experimentat și am inovat și am creat capital uman. Un alt proiect care continuă și nu doar în Cluj, și în România și la nivel european este Camon Cluj-Napoca. Este bugetarea participativă de tineret digitală. De atunci, după acel an, în România se vorbește tot mai mult de bugetare participativă, îmi cer scuze. Practic, tineri în grupuri informale vin și propun proiecte pentru oraș și orașul votează cele mai bune și le implementează. Și asta a fost un succes. Apoi avem proiectul Cluj Never Sleeps, care continuă și astăzi. Timp de 24 de ore sau mai mult, în funcție de la an la an, pe tot parcursul zilei și a nopții se întâmplă diverse activități culturale care pun pe scenă tinerii și se manifestă artistic și cultural sub diverse forme. Nu știu, avem, de exemplu, acum un silent party celebru în Piața Unirii în Cluj, în care noaptea câteva sute de tineri dansează cu căștile pe cap. Știu, acel proiect a fost foarte viral la un moment dat pe rețelele de socializare. El continuă și azi și și anul acesta o să fie party-uri și o să fie Cluj Never Sleeps. Și cred că iar un lucru foarte tare care a rămas e că noi în 2015 am pus bazele dezvoltării unei plaje urbane pe râul Someș în Cluj, plaja din Grigorescu, care mai departe ce s-a întâmplat a ajuns ca anul ăsta, în urma reabilitării malului Someșului, care e cel mai mare proiect de reabilitare urbană a unui râu din partea asta Europei, să fie o plajă mult, mult mai mare decât cea pe care noi cu câteva basculante din nisip cu voluntari am făcut-o în 2015, astăzi municipalitatea, folosind fonduri europene, a dezvoltat pe acel loc o plajă urbană de câteva, cred că, arii bune, deci o plajă urbană mare, similar că orice oraș european care are un râu, un râu prin oraș. Deci de asta spuneam, cred că nu suntem cu nimic mai prejos decât orice
tare în Europa, avem idei inovatoare, putem dezvolta și lucrurile astea în termen mediu și lung se văd inclusiv în calitatea vieții din orașele noastre. Într-adevăr, uite niște proiecte care sunt de impact pentru întreaga comunitate și cu siguranță au impactat viața tinerilor din Cluj și chiar din întreaga România, zic eu, mai ales pentru că sunt foarte mulți tineri care merg în Cluj pentru aceste proiecte. Și uite, încă un proiect, scuze că întreb, care a continuat. Unul dintre proiectele care continuă din 2015 este fix Capitala Tineretului din România, prin care ne-am dorit să multiplicăm beneficiile câștigării titlului de capitală europeană în toată țara și, după cum bine știi, anual, în urma unei competiții, un oraș din România câștigă titlul de Capitala Tineretului din România. Este un proiect plecat tot de la Cluj, tot din 2015 și un proiect moștenire al Capitalei Europene a Tineretului. De ceea ce tocmai ai spus acum se leagă de următoarea mea întrebare și pentru că acest podcast se focusează cumva și pe zona de Capitala Tineretului din România, Capitala Mare, umbrela, și vreau să te întreb de unde a pornit această idee de Capitala Tineretului din România, astfel încât în fiecare an să avem un alt oraș care să primească acest titlu, să poată să facă proiecte, inițiative pentru tineri și pentru dezvoltarea lor. Super, deci chiar am stricat un pic întrebarea. Ai pus punctul pe ei. Am pus punctul pe ei. Deci asta e povestea pe scurt. Încă de la depunerea candidaturii în 2012, în candidatură aveam acest lucru, faptul că ne dorim ca de beneficiile programului de Capitală Europeană a Tineretului Cluj-Napoca 2015 să beneficieze toată țara. Și atunci, spre final de 2015, noi, Federația Tineretului Cluj, împreună cu Grupul Pont, cu Banca Comercială Română și cu Consiliul Tineretului din România, am pus bazele unui parteneriat și am lansat titlul de capitală a tineretului din România pe modelul Capitalei Europene de Tineret. Și de aici competiția, similar se întâmplă și dincolo, de aici un juriu, similar se întâmplă și dincolo. Și este un program care în continuare acești patru parteneri îl gestionează. Cred că este cel mai important program de zonă de tinere din România, singurul care are o stabilitate, singurul care a continuat în toți acești ani, din 2016 până în 2024, a continuat tot timpul, a fost la anul, deja știm care va fi următoarea capitală, da, Vaslui. Am lansat competiția pentru 2026. Deci lucrurile merg. Și aici cred că e și un lucru important de ce de multe ori e bine ca anumite programe, anumite proiecte să fie gestionate de parteneri din societatea civilă sau mediul privat, pentru că noi am reușit să oferim o stabilitate și nu am fost dependenți de un factor politic. Și cred că e un lucru bine. Trebuie să recunosc că la nivelul anului 2016, atât Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului de atunci, cât și administrația prezidențială au fost actori cheie care au susținut acest demers și au spus că acest model de guvernanță, practic un parteneriat între sectorul neguvernamental și mediul privat, probabil e mai ok să fie așa decât prin implicarea autorităților publice. Rolul lor fi doar să gireze sau să susțină această inițiativă, nu să se implice în modul ei de organizare, de selectare a juriului și așa mai departe, sunt lucruri pe care noi le facem. Rolul nostru, această echipe de guvernanță, e doar să setăm, practic, terenul de joc, modul în care orașele se înscriu, să oferim încredere, că este o competiție serioasă, că este o competiție pe bune, că nu este influențată de alte aspecte și de aia în fiecare an selectăm un juriu numeros cu actori relevanți și recunoscuți ca să dăm încredere în acest program. Cred în general că România are nevoie de încredere mai multă, trebuie să avem încredere în primul rând noi înșine, că nu suntem mai prejos decât alții din Europa și pe de altă parte să avem încredere între noi ca individ, că astfel putem avea relații care au un impact economic major, să dezvoltăm niște orașe mai bună și o țară mai bună. Uite, și cum de la această idee, de la această inițiativă, au luat naștere o mulțime de proiecte pentru tineri și, într-adevăr, țara s-a dezvoltat foarte mult datorită acestei idei, pentru că în fiecare oraș, de-a lungul anilor, s-au dezvoltat mai multe proiecte, s-au făcut grupuri de tineri, inclusiv la partea de socializare a contribuit foarte mult. Tinerii s-au cunoscut prin intermediul acestui proiect.
Așadar, aș vrea să te întreb, care crezi tu că sunt câteva domenii pe care ideea de capitală a proiectul Capitala Tineretului din România le-a dezvoltat pe parcursul anilor, în fiecare oraș? Ce cred că am dezvoltat în toate este că am învățat tinerii și autoritățile publice să lucreze împreună. Cumva mi-aduc aminte, inclusiv în 2015, 2016, 2012, ne era frică să mergem să cerem ceva de la primărie, nu pentru că n-aveam tupeu, ci pentru că nu vreau să fim asociați politic. Și cred că am învățat să facem distinție între partizanatul politic și partidele politice și autoritatea publică locală. Noi întotdeauna lucrăm cu primarul, cu instituția primară, noi nu lucrăm cu primarul, liderul unui partid politic și e normal să lucrăm cu administrația publică locală, nu putem fugi. Și asta am reușit să construim peste tot. Am reușit să deschidem ușile autorităților publice. I-am învățat și învățăm pe tineri ce așteptări au autoritățile publice, ce reguli birocratice au și așa mai departe. Și pe de altă parte, invers, să familiarizăm autoritățile publice cu așteptările tinerilor și așteptările tinerilor în fiecare an sunt din ce în ce mai mari, au din ce în ce mai puțină răbdare și vor ca totul să fie la un click distanță. Sunt lucruri care în toate orașele din România care au purtat și vor purta titlul de capitală a tineretului se întâmplă. De asemenea, se întâmplă și alte multe lucruri bune. Pe ce aș mai puncta și din nou ce consider că este strategic e aceea de a crește capacitatea resursei umane din orașul respectiv. De aici și modul în care implementăm proiectul. Era foarte simplu să mergem, să zicem, venim cu o echipă care are deja experiență, care a dovedit rezultate și venim și implementăm un proiect din an în an în fiecare oraș. Un lucru foarte simplu și pentru noi și un lucru foarte simplu cu care putem negocia cu orice municipalitate din România. Dar nu ăsta e scopul. Scopul este să creăm capital uman și să dezvoltăm orașul cu oamenii care își doresc să locuiască în acel oraș, care rămân acolo pentru a dezvolta pe termen mediu și lung comunitatea. De aceea, poate rezultatele în anul capitale nu sunt atât de spectaculoase, dar în sine, faptul că se creează niște echipe, că se reglează niște legături la nivel de comunitate, sunt cele care pe termen mediu și lung vor aduce rezultate pentru orașul respectiv. Cum am spus și înainte, câștigător va fi acea comunitate care va reuși să-și păstreze tinerii acasă, în oraș, dar nu să-i păstreze cu forța. Am mai auzit de diverse inițiative, dacă pleacă studenții după ce au studiat în România, să-i punem să plătească. Nu așa. Și să reușim, da, să ne rugăm, să ne dorim ca, nu știu, liceenii, uite cum ești tu, de exemplu, să mergi să studiezi într-un alt oraș sau într-o altă țară, dar să-ți creăm toate premisele ca după ce faci lucrul ăsta să-ți dorești să vii acasă, împloiești în cazul ăsta stau în România și să faci aici, să-ți folosești experiența acumulată în universități din alte orașe sau din alte țară pentru a crește comunitatea de aici. Asta cred că este viziunea corectă de dezvoltare. Și cum motivăm tinerii să se întoarcă acasă? Pentru că sunt unele momente în care ei pleacă să studieze în afară și poate întâlnesc acolo o viață, își fac și prieteni și întâlnesc acolo poate o viață pe care ei și-o doresc și nu se mai întorc, din păcate, în România. Cum facem să-i motivăm să se întoarcă? Asta cu siguranță nu avem cum să îi motivăm pe toți. Și care o parte cred că la răspunsul la această întrebare știi mai bine decât mine ce-ți dorești. Ce pot să spun cu siguranță e că trebuie să întrebăm de fiecare dată ce-și doresc. Asta e. Nu există o soluție, nu este o rețetă de succes. Dacă am fi avut o rețetă de succes, am fi știut cu toții și am fi implementat-o. Cred că fiecare oraș, fiecare comunitate are specificul ei, are zonele sale de atractivitate, dar și noi ca indivizi avem fiecare așteptările și dorințele noastre. Trebuie să ne uităm cum aceste sinergii se întâlnesc, cum reușim să întâlnim dorințele și așteptările noastre ca individ cu cele pe care orașul le poate oferi într-un dialog onest și corect. Nu poți, adică eu dacă îmi doresc să am agitație, nebunie și
un stil de viață alert, cu siguranță o să caut orașe mari în care, da, am multe minusuri, am trafic, am poluare, am alte lucruri. Sunt persoane care, tot eu poate, nu? Care îmi doresc, nu știu, liniște, un oraș verde, habar n-am, adică alte zone, să nu stau în trafic o oră jumate, să pot să fiu la 5 minute de munte. Asta e și în funcție de interesele fiecăruia și da, mai contează și relațiile interumane pe care reușim să le creăm de multe ori și în general contează și calitatea vieții. Ce înseamnă calitatea vieții? Înseamnă să avem acces la educație de calitate pentru copiii noștri, când ne referim la tineri, că știm sigur că tinerii se uită la unde o să învețe copiilor, că vorbim de grădiniță, că vorbim de școală, adică să avem, de exemplu, suficiente grădinițe, să avem suficiente școli, să avem o calitate bună a acestora, pe de altă parte să avem servicii medicale la standarde, ok, să avem ce face în timpul liber, să avem unde ieși, să bem o apă, un suc și unde dansa, de exemplu. Cred că sunt niște lucruri de bun simț la care trebuie să ne uităm. Avându-le pe toate astea, da, poți să spui că am creat anumite premise. Apoi alegerea fiecărui dintre noi e o alegere individuală pe care o luăm în funcție de foarte mulți factori pe care nu avem cum să influențăm macro, ci ține de fiecare dintre noi. De fapt, toate punctele pe care le-ai enumerat mai devreme sunt adevărate din punct de vedere al tinerilor și cu siguranță sunt zone unde putem evolua, uite cum ai spus, la ideea aceasta de trase, de zone unde tinerii pot ieși, cât și la nivel de educație sunt destul de multe probleme care pot fi îmbunătățite. Acum aș vrea să ne întoarcem la ideea de capitala tineretului din România. Mi-ai enumerat mai devreme câteva domenii pe care le-a dezvoltat pe parcursul anilor. Aș vrea să îți aduci aminte, la început, în 2015-2014, când a luat naștere proiectul, care au fost punctele cheie pe care ați vrut să le dezvoltați atunci și acum, în 2024, după ce au fost o mulțime de ediții de capitala tineretului în mai multe orașe, aș vrea să te întreb dacă au fost atinse acele puncte și dacă nu, care sunt cele unde putem avea îmbunătățiri? Bun. Suntem la ediția cu numărul 7. Ploiești este a 7-a capitală a tineretului în România, dar noi tot timpul punem și Clujul, deci e al 8-lea oraș din România în care se întâmplă un program de capitală, fie el european, fie el capitală națională. Cred că în toate aceste programe sau în toate aceste orașe ne-am uitat tot timpul la modul la care tinerii se implică în comunitate în general, în management, cum sunt am tradus chiar din engleză termenul de empower în amputernici. Cum tinerii sunt împuterniciți de comunitate în general să se implice, care sunt acele mecanisme. Asta e un lucru care îl urmărim tot timpul și care cred că a crescut foarte mult în România. Și ne uităm la toate acele lucruri care, într-o formă sau alta, țin de calitatea vieții a tinerilor. Ne uităm la cum se pot crea contexte de învățare non-formală, pentru că e un lucru de interes și e mult mai simplu să intervii în educație non-formală pentru a ajuta să se creeze acele competențe care sunt așteptate în educație non-formală, în spații de educație alternative, e mult mai simplu să intervii, să experimentezi. Ce ne place tot timpul este să experimentăm, să fim un living lab, un loc în care plecând de la feedback ne adaptăm, suntem flexibili și inovăm. Asta e un lucru foarte important. Evident că în toți acești ani ne-am schimbat și noi inclusiv formularul de aplicare, am venit cu un lucru nou din feedback, suntem flexibili. Ne uităm tot timpul la care sunt așteptările tinerilor. Iar un moment important în acești ani a fost pandemia. Pandemia a schimbat fundamental modul în care în general Europa și lumea s-a uitat la tineri.
Cred că a fost momentul care a făcut așa un declic și în care tot mai multă lume, tot mai multe comunități, tot mai multe entități, organizații, fie ele private sau non-guvernamentale sau publice, se uită la tineri. A fost momentul în care cumva s-a simțit lipsa tinerilor din viața comunității. Deci noi ne-am adaptat și pentru Capitala Tineretului în România a fost un moment de reflexie în care, de exemplu, am mutat modul în care se desfășoară implementarea. Dacă înainte începeam din 2 mai al unui an, care este în continuare Ziua Tineretului în România, până în 1 mai anul următor, din feedback-ul pe care l-am primit, am schimbat și acum titlul se acordă anual, cum ploiește Capitala Tineretului în România pentru 2024. Înseamnă că am reușit să facem această schimbare. Deci, în concluzie, urmărim foarte mult modul în care tinerii se implică în viața comunității, modul în care putem inova împreună și modul în care încercăm să răspundem așteptărilor tinerilor din orașul respectiv, dar și din România în general. Într-adevăr, puncte foarte importante, toate cele pe care le-ai enumerat mai devreme. Și chiar dacă a fost perioada aceea de pandemie, s-a simțit influența pozitivă a Capitalei Tineretului din România ca program în orașele respective, cât și în întreaga țară. Și cu siguranță au fost anumite proiecte care au ajutat să se treacă peste perioada respectivă mai ușor. Aș vrea acum să mergem spre o altă organizație pe care tu o reprezinți. Este vorba despre Federația Tinerilor din Cluj, care știu că ți este și foarte dragă, și aș vrea să ne prezinți așa, în mare, cu ce se ocupă, care sunt punctele cheie, punctele forte, scopurile acestei federații a tinerilor din Cluj. Cred că scopul și cu ce se ocupă din nume e ușor perceptibil, că de-aia am și cu colegii care am fondat-o, de-aia ne-am și gândit la acest nume, Tineri Cluj. Deci suntem o mână de organizații de tineret, o structură tip umbrelă, 40 mai exact astăzi, care desfășurăm proiecte și programe pentru tinerii din Cluj în principal, dar ne uităm și la nivel național și chiar la nivel european, pentru că ce am realizat este că trebuie să ne creăm legături cât mai multe și să găsim punți de legătură atât în țară cât și în Europa. Deci asta e, creăm programe și proiecte atât locale cât și europene și naționale. Pe de o parte, pe de altă parte, ne asumăm misiunea de a reprezenta interesele tinerilor din județul Cluj în raport cu autoritățile publice locale, dar și la nivel național prin membership-ul nostru la Consiliul Tineretului din România. Și dacă poți să dai exemplu de câteva proiecte, câteva inițiative pe care le-a avut în anul 2023, să zicem. Organizăm anual festivalul Cluj Never Sleeps, de care am vorbit mai devreme. De asemenea, Gala Tineretului Clujan. Ne ocupăm de co-managementul Capitalei Tineretului din România. Da? Suntem unul dintre partenerii din guvernanța programului. Avem apoi o serie de activități de formare pentru tineri, școli de vară, diverse activități de training. Începând cu anul trecut Cluj Youth Event, care e un fel de summit sau de forum de tineret la nivel local. Suntem de asemenea activi pe zona de cercetare. Am lucrat la cercetarea Cluj Youth Mapping. Practic am mapat tot ce înseamnă stakeholder și proiecte și bugete și lucruri care au legătură cu tinerii la nivelul zonei metropolitane Cluj. De asemenea, tot anul trecut am fost parte a consorțiului Being. Being este un proiect la nivel mondial care cercetează sănătatea mentală a tinerilor cu vârste între 10 și 24 de ani
din lume. Am făcut parte din consorțiul care se ocupa cu cercetarea în România, România fiind singura țară din Europa prin acest studiu care la nivel mondial s-a uitat la 13 țări. Practic am făcut un mapping la ceea ce înseamnă mecanisme de politică publică, situații și studii pe zona de sănătate mentală în rândul tinerilor, urmând ca în următorii 6 ani, împreună cu partenerii noștri, să venim cu soluții inovatoare la problema sănătății mentale a tinerilor. De asemenea, suntem parte din tot felul de evenimente și comisii, de exemplu, suntem într-o relație de co-management cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca în asigurarea funcționării Consiliului Consultativ de Tineret la nivelul orașului Cluj-Napoca. Lucrăm cu partenerii de la zona metropolitană Cluj și grupul PON pentru a dezvolta proiecte și programe pentru tineri din zona metropolitană. Și cu siguranță sunt multe alte lucruri. Astea sunt câteva din care mi-au cam minte așa pe moment, dar suntem și mai ales colegii mei care sunt acolo zi de zi la firul ierbii, întotdeauna vin cu inițiative noi. Ce e foarte important e că încercăm să le structurăm sub diverse umbrele ca să fie mai ușor de comunicat și marketat. Într-adevăr, puncte foarte importante și foarte interesante, aș putea să spun, toate pe cele pe care le-ai enumerat mai devreme, și pentru că ai menționat despre inițiative pe care vreți să le aveți, voiam să te întreb care vor fi proiectele și evenimentele care vor fi organizate prin intermediul acestei federații în anul 2024, în acest an. Sau poate sunt proiecte care vor fi de continuitate, care s-au desfășurat și în anii anteriori. Deci tot ce am organizat anul trecut, în ceea ce înseamnă proiecte, programe, adică festivalul, gala, școală, toamnă și așa mai departe, ele continuă, adică lucruri care se întâmplă anual. Continuăm de asemenea cu zona de cercetare. Am început alături de partenerii noștri de la grupul PONT să ne ocupăm de next level a ceea ce înseamnă proiectului de bugetare participativă Camon Cluj-Napoca. Avem un grant de la un finanțator extern, de la Fundația Bodnar, până în 2026 și împreună cu colegii de la grupul PONT vrem să-i dăm un update, un upgrade acestui proiect de bugetare participativă și vrem să mergem și în mini-comunități, adică să facem o bugetare participativă, de exemplu, într-un liceu, ca elevii liceului să vină cu propuneri de proiecte pe care și le doresc în acel liceu, să le pună într-o formă structurată, apoi ei să le voteze și cele mai bune, nu știu, 10, să primească finanțare să fie implementat. Deci pot să fie, nu știu, proiecte de la dulăpioare pentru cărți până la muzică în școală. Îți dau niște exemple. Asta e un lucru la care colegii mei și eu lucrăm deja în acest an și ne uităm din ce în ce mai mult împreună cu partenerii mediu privat, împreună cu municipalitatea, la a dezvolta noi spații pentru tineri. Și știu cu siguranță că în următoarea perioadă în Cluj vor fi două noi astfel de spații pentru tineri. Mai multe nu pot să zic, dar asta știu sigur. Foarte, foarte tare. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceea cu finanțarea ideilor elevilor și practica dorințelor pe care ei le au. Asta e bugetarea participativă în general. Noi o facem, sau grupul PONT o face de foarte mulți ani la nivel de tineri. Îți finanță de până la 4.000 de lei, dar cu 4.000 de lei se pot face o mulțime de inițiative. Da, și sunt non-birocratice. Adică noi primești un premiu. Adică noi ne uităm și toată birocrația, toate achizițiile și tot, ne uităm noi pe lângă aceste lucruri. Venim cu traininguri, venim cu activități inspiraționale astfel încât să poți să desfășori acele proiecte. Că te învățăm să scrii un proiect, apoi te învățăm să-l implementezi, te învățăm să-l vinzi, să ții un pitch,
să faci, nu știu, am avut chiar acum de curând, săptămâna trecută, un atelier de interpretare grafică, că cum să desenezi ceea ce noi, de exemplu, acum discutăm. Și practic tinerii elevii învață pe parcursul acestei etape mai multe noțiuni, mai multe, din mai multe domenii, astfel încât la final să poată să aibă anumite abilități care să-i ajute să și câștige învață ce vor acest ei. Pentru că în proiectul ăsta ne avem un board of advisor care e format din tineri și mergem și întrebăm ce cât de tare vă doriți să facem, ce vă doriți să învățați. Ei ne spun, vrem să facem asta. Ok, sau vrem să-l aduceți pe speaker-ul ăla să ne povestească. Exact. Avem o listă, vin cu mai multe propuneri, vedem ce reușim să rezolvăm și aia implementăm. Dar nu, ce nu facem cu siguranță, nu facem workshop-uri și aducem speaker care îmi plac mie. Eu am cam 35 de ani, cu siguranță ce îmi place mie nu-ți place ție. Sau multe din lucrurile care mi se par mie atractive, nu se par ție atractive și așa e normal, se întâmple. Și știu sigur că atunci când eram elev sau student reprezentant, niciodată nu-mi plăcea să vină altcineva să-mi spună ce ar trebui să-mi placă mie sau ce ar trebui să fac, ce ar trebui să învăț. Și atunci nici noi, vezi, asta înseamnă să ne educăm într-un anumit mindset. Eu niciodată nu o să mă duc să-i spun unui tânăr, unui licean astăzi că aia trebuie să învețe neapărat. Bine, pot să-l consiliez dacă își dorește sau dacă mă întreabă Tudor, tu ce crezi că ar fi bine? Dar niciodată nu o să-i zic, dacă nu faci două ore educație financiară, nu intri la oră. Nu. Asta cu siguranță nu. Da, pentru că până la urmă fiecare are un anumit talent și o anumită zonă care este dezvoltată mai mult și este important să facem ceea ce ne place și să mergem pe zona aceea. Fiecare are un anumit spațiu de confort și pentru mine este foarte important ca tu să fii confortabilă. Un aspect foarte interesant, într-adevăr, și îmi plac foarte mult proiectele despre care ai menționat anterior. Păi te așteptăm la Cluj atunci, poate. O să vin în vizită, promit. Uite, acum aș vrea să mergem într-o altă zonă. În 2019 a fost făcută chiar și o campanie condusă de tine, dacă nu mă înșel. Se numește Mai bine ies la vot, mai ales pentru că suntem și în contextul anului 2024 cu alegerile. Aș vrea să te întreb, cum convingem tinerii să meargă la vot? Cum îi sprijinim și îi încurajăm să meargă să-și aleagă practică reprezentanții? Două lucruri în general. Eu astăzi de ce vorbesc nu am condus și nu conduc eu, am alături o echipă cu foarte mulți tineri talentați. Rolul meu a fost în trecut doar să-i reprezint, să fiu cel care într-o formă sau alta este lider, dar ei sunt cei care au coordonat și campania din 2019, au gândit-o, eu doar i-am încurajat și am fost acolo să-mi fac rolul. Câteodată e președinte, trebuie să fac și un video, de exemplu, sau nu știu, a trebuit să moderez eu dezbaterea cu candidațiile europarlamentare, că astea erau responsabilitățile. Dar, în general, creativitatea sau modul meu de a lucra e de a crea terenul de joc, adică de a avea resursele necesare, de a avea contextul și echipa, oamenii cu care îmi face despre plăcere să lucrez împreună, sunt cei care dezvoltă. Evident, când iese bine, este meritul lor. Când nu iese bine, antrenorul e de vină. Ca și atunci și astăzi, poate cu atât mai mult astăzi, pentru că în acest an vom avea 4 rânduri de alegeri. De asemenea, va fi anul în care nu doar în România, ci și în lume sunt cei mai mulți oameni care votează din istorie. De asemenea, pentru România este anul în care avem un schimb de generație, a celor care înainte de 89 aveau 18 ani și cu cei care după 89 au ajuns să aibă 18 ani. Deci generația care practic s-a educat după 89 a ajuns majoritară în România, suntem cam acolo, dar cred că este un mod de a transmite un mesaj că se schimbă generația, se schimbă generațiile. Și poate e un moment bun de a face lucrurile și un pic diferit și un pic mai bine
decât până acum. Evident, îndemnul meu, ca de fiecare dată, este să ne exercităm dreptul la vot, să mergem să votăm orice am vota, pentru că doar așa, doar votând, devenim vizibili și putem pune presiune pe politicieni, pe decidenți. Așa funcționează democrația până la urmă, prin exercitarea dreptului la vot. Și votul nostru, știu că e clișei să spunem, contează, dar imaginează-ți cum ar fi dacă n-ar vota nimeni, dacă lumea n-ar mai merge la vot aici, păi sigur merg unii sau ea fac ce vor, cum ar fi lucrul ăsta pentru tine, cum ar fi pentru fiecare dintre noi, ca pentru tine să decide altcineva dacă ce să mănânci, unde să dormi, ce să faci cu timpul tău, ce sacou să-ți iei astăzi pe tine. Asta e, până la urmă. Asta se întâmplă, de fapt, dacă nu mergem la vot. Deciziile pe care tu vrei să le iei pentru tine o să fie luate de alții. Și tinerii trebuie să fie cumva conștienți de acest aspect. Eu sper să-și dorească să facă asta. Nu le spun niciodată ce trebuie să facă. Eu spun că ce pot să spun e că mi-aș dori ca tu să votezi. Cu siguranță, uite, cel puțin eu personal pot să-ți promit acest aspect și cu siguranță voi face tot ceea ce îmi stă în putință astfel încât să îi încurajez și pe ceilalți din comunitate să urmeze acest sfat. Iar acum, pe finalul podcastului, aș vrea să le transmit un mesaj celor care l-au vizionat până acum, astfel încât să poți să le spui, nu știu, un citat sau ceva care te-a încurajat cumva pe tine pe parcursul experienței tale de lucru cu tinerii, pentru că ai o carieră într-adevăr de succes. Un mesaj, un sfat, un citat care te-a ajutat pe tine pe parcursul anilor. Da, eu cred că dacă cineva ajunge până aici, nu are nevoie de niciun alt citat, ci înseamnă că și-a luat tot ce este nevoie. Asta a fost așa și ca o glumă. De regulă nu dau citate. Cred că pentru fiecare sunt relevante alte lucruri, dar cred că trebuie să ne uităm la fiecare dintre noi și la cei de lângă noi, la ceea ce fac bine. Și de curând am rămas în cap cu o explicație foarte tare dată de Adrian Stanciu. Adrian Stanciu este unul din cei mai mari consultant, cel mai important consultant din România, care le spunea unor manageri de companii că în general trebuie să te comporți frumos cu angajații, să ai grijă de ei, și acești manageri spuneau da, Steve Jobs îi certa pe angajați, vorbea urât cu ei și totuși a avut succes. Și Adrian a spus da, Steve Jobs era genial. Adică ce vreau să zic, că nu trebuie să ne uităm la modul în care se comportă cineva și să spunem că datorită faptului că se certa la angajați avea succes. Nu, el avea succes pentru că era genial. Adică să ne uităm la ceea ce face bine fiecare dintre noi și modul în care ajunge la rezultate pentru că face ceva bine, nu la individul pe ansamblu. Nu înseamnă că, nu știu, dacă cineva doarme mai mult ziua, dacă dorme mai mult ziua ești mai bun. Sau dacă bei o apă plată sau habar n-am alte lucruri, înseamnă că o să fii mai bun. Și ea sunt lucruri complementare. Asta cred că e un lucru important. Într-adevăr, un sfat de urmat, o poveste de fapt care poate să inspire tinerii. Îți mulțumim frumos pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit în cadrul podcastului, iar celor care l-au vizionat până acum, la fel vă mulțumim frumos și vă îndemnăm să mergeți și pe rețelele de socializare. Avem Instagram, Facebook și TikTok și totodată Pleștul nostru are și pagina de știri pentru tineret. Acolo tinerii postează zilnic articole prin intermediul cărora promovează evenimentele, inițiativele și proiectele care se desfășoară la noi în oraș. Vă invităm pe site-ul nostru, iar până data viitoare vă las cu celelalte episoade ale podcastului. La revedere!